într-o situație mult, mult mai delicată se află comunitatea românească din Ucraina, din Moldova, din Est. Etnicii români din Ucraina ar fi mobilizați cu precădere în conflictul din Est. Aveți până azi informații care să confirme acest lucru? Eu am fost și am fost pe, pe un traseu pe care nu mai fusese niciun ministru înaintea mea, cred. Am plecat de la Galați, pe la Ismail, pe la Reni și am ajuns până la Odessa. Vreau să vă spun când că s-a întâmplat asta? Asta s-a întâmplat, cred că acum 2 luni și jumătate sau 3 luni. Era perioada cea mai inflamată. Vreau să vă spun 2 lucruri. 1. Românii, comunitatea românilor din regiunea Odessa a fost prima comunitate care într-o manieră agregată, coerentă, a condamnat anexarea ilegală a Crimeei, ceea ce nu-i puțin lucru. Și 2. Legăturile între românii de acolo și România sunt atât de puternice încât, după părerea mea, indiferent de ce eforturi va face cineva, nu le va putea distruge. Ei, și care să răspund concret la întrebarea dumneavoastră, la momentul la care am fost și ulterior, nu am avut elemente care să-mi permită să, mie personal, să deduc că avem de-a face cu o politică adresată scopului pe care dumneavoastră l-ați menționat. Dimpotrivă, eu dacă aș fi unul din cei care decid în politica statului prieten, mai ales că România a oferit suport politic și suport clar în ceea ce privește, situația din Ucraina, aș evita cu toate puterile astfel de abordări, pentru că mi-ar crea o problemă de imagine îngrozitoare. Deci vă dați seama, să apară ideea că cineva, datorită etniei sale, beneficiază de un regim de recrutare diferit de acelorlalți, cred că ar fi devastator și absolut stupid din punct de vedere politic. Într-o țară aflată în război, practic, cum e Ucraina, oamenii nu se simt în siguranță, caută să plece. Aveți semnale că etnicii români doresc să se repatrieze sau să vină în țară, să vină în România din cauza evenimentelor din Est? Nu am statistici, dar probabil că dacă ar fi existat statistici care să creeze semne de exclamare sau semne de întrebare, probabil că am fi avut acces și eu și dumneavoastră la ele, pentru că ar fi pătruns rapid. Am vorbit, există îngrijorare, există preocupare, dar știți, decizia de a-ți părăsi, casa, de a-ți părăsi prietenii, este o decizie care se ia greu și de foarte multe ori oamenii sunt dispuși să mai suporte un pic, numai de a nu face acest lucru. Oricum, autorități sau reprezentanțele noastre diplomatice cred că au instrucțiuni clare ca în astfel de situații să ofere asistența la care au dreptul și pe care statul român cred că este pregătit să o dea. Puțin mai jos, în Moldova, se întâmplă evenimente interesante și decide viitorul în aceste zile, am spune, când au loc alegerile locale, turul 2 pe 28 iunie, spre est sau spre vest. Cred că asta e marea miză, nu? După ce ne dorim noi și după calculele pe care le-am făcut, și aici vorbesc, am o abordare strict personală, nu vreau să dau mesaje care să fie interpretate altfel, cred că drumul spre vest va fi cel care va avea de câștigat, pentru că, pe de o parte, vă spuneam că am fost acolo și, pe lângă întâlnirile cu oficialii, am avut și întâlniri cu mediul asociativ românesc, cu presa de limbă română și, apropo, noi încurajăm din ce în ce mai multă presă de limbă română să fie activă în acel spațiu, pentru că o vor românii de acolo. De exemplu, în regiunea Bălți noi nu avem un ziar de limbă română. În regiunea Bălți noi vom înființa la Universitatea Anton. Regiunea Bălți câștigată ca primărie, cel exact, puțin, de exact. Un pro-rus. Cu atât mai multă nevoie este ca românii de acolo să beneficieze de sprijinul nostru și vom înființa acolo, așa cum s-a întâmplat. O regiune tradițional rusofilă. Exact, exact, exact. Dar sunt români care trăiesc acolo, români care vor să-și păstreze identitatea românească, români care vor să aibă legături cu țara, români care își doresc aceste legături și eu cred că avem, poate nu obligația, dar cred că avem dorința și spiritul frățesc de a-i ajuta. De aceea voiam să vă spun că, așa cum ieri
La Comrat am deschis și s-a deschis un centru cultural extrem de interesant și util pentru românii de acolo. Am identificat deja când am fost la Bălți, în cadrul Universității Anton Pan, un loc în care vom face și un centru de informare și un centru în care să încurajăm apariția mediei, media de limbă română. Deci cam asta ar putea face statul român pentru statul, a ajuta pe români să statul se român, mențină pe sigur, parcursul european din Moldova. Pe de o parte, asta este din perspectiva departamentului pe care eu îl conduc, dar vreau să nu uităm că anul trecut statul român, pe lângă proiecte Margen, Smurd, refacerea infrastructurii școlare preuniversitare de vreo 20 de milioane, au mai fost vreo 100 de milioane de euro care au mers spre frații noștri și, nu în ultimul rând, elementele care țin de coridoare energetice, de conducte de gaz, cred că demonstrează și compatibilități economice și spirituale, dar și dorința și exprimată evident de România de a ajuta Moldova pe parcursul european al acesteia. Cred că sunt elemente clare și dincolo de fapt mi-au fost reliefate și recunoscute și apreciate, și îmi cer scuze că vorbesc prea mult poate pe acest subiect, și la întâlnirea pe care am avut-o cu președintele Timofti și la întâlnirea pe care am avut-o cu premierul care tocmai și-a dat demisia, cu Gavurici, și la întâlnirea pe care am avut la Ministerul de Externe când am fost acolo. Deci sunt lucruri recunoscute ca fiind făcute bine de România. Marea bătălie se va da pentru Chișinău. Așa cum spuneați, exact. Încercați un pronostic acolo, câștigă pro-europenii sau ceilalți? Îmi doresc, dar din nou este o exprimare personală, îmi doresc să câștige pro-europenii, pentru că asta este cultura pe care, politica românească și pe care noi o avem deja. Și sper ca parcursul european al Moldovei să devină o realitate, mai ales că el a fost exprimat în primul rând de foarte mulți oficiali și de foarte mulți politicieni din Republica Moldova. La o privire panoramică dintre vecinii noștri, să zicem, în ce țară comunitatea de români se confruntă cu cele mai mari probleme azi? Ungaria, Serbia, Moldova, Ucraina sau Bulgaria, în sensul că ar avea dificultăți în a-și păstra identitatea sau fac față unui proces de asimilare? Evident că n-aș vrea să dau un răspuns explicit, întrucât mă aflu în dialog cu parteneri de-ai noștri, prin intermediul cărora, cu oficial din țările respective, prin intermediul cărora încerc să obțin pentru comunitățile românești cât mai mult. Fie ore de limbă română, fie transport școlar spre orele de limbă română, fie, și am să vă spun de exemplu că, în opinia mea, în Valea Timocului e nevoie de mare ajutor. Acolo, de exemplu, sunt niște ore de limbă română care, într-adevăr, se pot face, dar care fie să fac la vreo 3 ore după ce se termină orele de curs. Și vă dați seama că sunt puțini părinți care își doresc să lase copiii 3 ore nesupravegheați ca apoi să facă ore de limbă română. Fie în momentul când s-au făcut anchetele sociale, sau cum se numeau, pentru a identifica doritorii de... au fost puși să aleagă între ore de informatică și ore de limbă română, și într-o perioadă în care internetul, calculatorul reprezintă lucruri comune în viața noastră, au fost poate unii tentați să... Avem acolo lucruri legate de posibilitatea și de frecvența practicării serviciului religios în limba română. Lucruri legate de existența și încurajarea profesorilor care doresc să predea orele de limba română. Avem probleme care țin de poate detalii sau poate par nesemnificative de aici. Lucruri legate de microbuze care să transporte copiii de la locurile de reședință, locurile de domiciliu spre școli. Deci vorbim de o comunitate de... Vorbim de comunități cu cifre variabile, pentru că... Da, aici, în Valea Timocului. Eu cred că sunt foarte mulți, sunt de ordinul zecilor de mii. Dar se face acolo discuție despre denominații diferite, lucru care stârnește o anumită confuzie. Dar eu cred că cu tact și ținând seama de angajarea Serbiei pe parcursul european, ținând seama de capitolele de negociere, ținând seama de setul de valori pe care fiecare stat trebuie să le împărtășească atunci când se angajează pe un parcurs. Eu cred că lucrurile își pot căpăta în timp și am avut semnale după ce am mers acolo și după ce am vorbit. Cred că putem îmbunătăți. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care se întâmplă acolo. Se fac sărbători importante ale românilor. Am găsit profesori care
pro bono sau sprijiniți de departamentul nostru. Serbia, din câte știu, vă rog, corectați dacă greșesc, nu recunoaște minoritățile naționale. Ei abordează discuțiile printr-un consiliu al național al românilor sau altor etnii cu care este partenerul de dialog. Va condiționa România susținerea aderării Serbiei în viitor de recunoașterea simplă? Eu cred că cei care discută, și am impresia că e vorba de capitole 23 și 24, nu sunt foarte sigur, nu vreau să fac o eroare pe care să o promovez în spațiu public. Eu cred că cei care au mapele de negociere au și aceste elemente, dar în general România, de-a lungul istoriei ei, a preferat abordările constructive, a preferat să vadă ce o apropie de alte state, nu ce deosebesc. În logică de confruntare și de asperitate, noi nu cred că am funcționat niciodată bine. Ne apropiem de finalul interviului, inevitabil, subiectul despre Victor Ponta și ancheta penală. Faceți parte din acest guvern al cărui premier e sub investigație. E o discuție întreagă dacă ar trebui sau nu să demisioneze la acest moment. O să vă întreb mai larg, ca să zic așa, dumneavoastră vedeți acest guvern ducându-și mandatul până în 2016 sau credeți că trebuie să-și încheie misiunea mai repede? Eu fac parte din acest guvern. Propunerea de a face parte din acest guvern a venit de la premierul Victor Ponta. Deci, în acest guvern și ținând seama de rezultatele pe care nouă ne place să credem că le-a avut acest guvern, eu cred că acest guvern trebuie să-și ducă mandatul până în 2016, pentru că, pe de o parte, elementele care țin de stabilitate guvernamentală, cel puțin în ochii mei, sunt importante. Elementele care țin de stabilitate politică într-o țară sunt importante. Cred că sunt premize și au existat rezultate concrete, confirmate, nu neapărat de statisticile românești, dar și de statistici europene, să spunem, care spun că România a făcut pași din punct de vedere economic buni și nu văd un motiv, în afara democrației sau în interiorul democrației, orice guvern poate cădea. Am avut săptămâna trecută, vineri, am avut un exercițiu democratic pe care eu vreau să subliniez, domnule Tapalagă, că îl iau în serios. Și fiecare moțiune, fie că este simplă, fie că este de cenzură, pentru mine este un prilej de a vedea substanța lucrurilor, este un prilej de a învăța din reproșurile care ni se fac. Nu am bagatelizat și nu am pus sub semnul bășcăliei și al ironiei de iar Maroc demersurile acestea, chiar dacă poate uneori ironia este o armă puternică la adresa adversarilor politici, dar dacă alte moțiuni au substanța celei pe care am audiat-o și am văzut-o dezbătută vineri, cred că au șanse mici de reușită. Mă întorc la românii din diaspora, vă rog, cu care aveți de-a face în fiecare zi și au exigențe mult sporite față de românii din țară, cel puțin prin faptul că au o deschidere mult o situație, se află într-o situație deosebită care necesită o atenție deosebită. Ce le răspundeți lor, da, când vă întreabă de ce mai este premierul în funcție cu toate problemele din justiție, cu impresia pe care o lasă că fuge de ancheta ascunzându-se în spatele unei imunități? Păi eu cred că vineri, pe de o parte, am avut ocazia să vedem cum, din punct de vedere instituțional, mă refer din punct de vedere democratic, demisia unui premier sau unui guvern poate fi realizată sau nu. Și am avut un răspuns clar. Dacă suntem de acord că Parlamentul, așa cum este el, criticabil sau necriticabil, exprimă voința celor care au ajutat la constituirea instituției și a reprezentării lor și au vorbit cel puțin teoretic în numele celor pe care îi reprezintă, atunci a fost clar că nu am avut de-a face cu dorința de a delegitima acest guvern. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că am avut puține dialoguri în spiritul și în litera celui pe care dumneavoastră mi l-ați expus. V-am spus, cred că suntem caracterizați în primul rând de faptele noastre și în cazul primilor miniștri și ai miniștrilor, faptele lor în actul de guvernare, cred că vorbesc mai mult decât elementele care nu țin de guvernare. Și mi-ar plăcea să cred că eficiența guvernamentală stă la baza deciziilor oamenilor de a aprecia sau nu un demnitar. Vă mulțumesc foarte mult. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și vă stau la dispoziție și altă dată.